folosește promocodul EasyFoxy pentru cele mai bune prețuri doar pe eneva.com. Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Astăzi suntem aici împreună cu abonații, cu Aida și cu Basti. Salut! Salut! Bună! Bună! Ce faceți? Ce trebuie să facă abonații? Ia spune-ne! Păi, ar trebui să facem ceva de Halloween. Răspuns aproape corect. Ce trebuie să facă ei la început de episod? Dați like și share. Și? Subscribe. Așa. Un 8, așa, stați jos, că nu. Nu știți chiar de 10. Iată că și-am lăsat capetele jos. E și Houdini pe aici, pe lângă mine. Salutare. Hai să zicem, nu bun. Hai să mă ajutați. Vreau să fac așa în episodul de astăzi. Vreau să le împodobesc toate casele la toți de pe Easy Clan aici de Halloween. Așa, și o să încep, bineînțeles, cu casa mea, că vreau să mi-o fac frumoasă. Și vreau să punem bostani, deci la toți o să le facem fațada de bostani. Mă gândeam, o să le punem așa prin grădină, plin de bostani, cum o să-mi pun și mie. Ori să le facem fațada la casă, așa cum mi-o făcut mie aici odată. Să se vadă gen numai bostan în față. Tu ce zici, Houdini? Ce zici, Basti? Eu zic să le faci în față, ca o casele mari, de le umpli grădinile, o să-ți ia două zile. Așa-i? Așa, zic. Focuții, haideți să-i facem la pandaline, să-i îngropăm casa în pumpkin. Păi da, asta mă gândeam, să le facem la toți așa fațada de... Începând cu a mea. Să umplem aici tot de... Aveți și voi dovlecei? Eu nu cred. Stai să mă duc să văd. Eu mănânc niște plăcintă. Vreți și voi sau nu vă dau? Deci că vreți și voi sau nu vă dau? Vrei și tu sau ce? Păi dă-le și lor dacă nu niște dovlecei să aibă, că oricum ești pe creative. Ne. Dar nu, dă-le mai multe. Scrie acolo pumpkin. Ok. Stai că mă întorc. Și așa i-am apăsat pe shift și apasă odată pe el, nu, trebuie să-ți apăsat pe shift înainte să apeși, ca să-ți dea 64, așa, gata, uite, pune-l acolo, aruncă-l direct jos, așa. Și tot așa, cu shift-ul, nu, iar ai pus fără shift. Ți-ai apăsat pe shift și apeși când, așa, bun, gata, alea. Poftim, mai luați, că vă mai dau, că o să ne trebuiască multe. Așa, dă-le mai multe și după aceea merge să împodobiți. Hihihi, să vină Halloween. Zic că la unul doar. Și ce mă gândeam, după aia mergem la trick or treat. Ne dea sau nu ne dea bomboane, știi? Mhm. Așa. Merge la colinda după aia. Gata. Zici și la Aida, Aida vine aici ca să iei și tu niște mostani. Să mai ia și Basti, că eu am. Hai, nu bine. Ia Basti. Oricum tu ești pe creativ, n-are sens să mai pui, că tu ai destui impostani. Păi, nu pun aici așa. N-ai inventat să mai dai lor. Plăcinte vreți? A, Foxy, te atunci cu skin-ul meu. Nu se știe nimeni că eu am făcut cadourile. Toată lumea o să creadă că eu am făcut. Da, o să creadă că ești un drăguț. Că încolo Foxy a fost. Plăcintă vreți? Plăcintă americană. Am numai una. Cine vrea? Uite aici, am aruncat-o. Nu vrea nimeni, aparent însă tui. Nu? Uite, bă, da, Basi oare. Eu o să mă pun puțin pe mult. Fomis, după cum a luat plăcinta de jos. Ce ați lăsat pe aici? Oase, chestii. Apucă-te și faci căsuța. Cine a dat foc aici? Basti, cine crezi? Nu, bun. Hai să începem cu căsuța mea. Și punem așa. Dar trebuie să o îmbrac până sus. Mamă, câți bostani o să ne trebuiască. Vezi că îi pui invers, nu-i bine. I-am pus invers? Da, nu se văd fețele. I-am pus invers. Nu se văd fețele bostanilor. Dar pune așa pe aici, așa random, Foxy. Nu trebuie să pui chiar așa cum au făcut. Da, eu așa vreau. Așa, vreți să pui vreau exact să fac toată, vreau să pun, ce să se vadă de la distanță, doar asta. Uite că ți-o îmbracă de tot în bostania, uite. Asta era ideea. A, toată fațada? Așa vreau la fiecare casă. Gen să nu mai fie casă, să fie. Să se vadă numai fațada de bostani. Exact, știi, asta zic. Mamă, pe până și aici atunci. Asta vreau să fac la toți, știi? Am înțeles. Eu cum ai ajuns acolo sus? Păi, trebuie să te urci tu, să te pui așa, să te tot urci. Hehehe. Așa. Trebuie să te duci mai sus. Și mă tot duc, și mă tot duc. Deci trebuie să pui pe toată linia asta.
Oare nu-i pune cu pața așa? Nu, pune, da, ți-i pune invers. Păi și? Trebuie să tot sar, să te tot duse. Chiar, uite că merge și așa. Păi da, după aceea trebuie să le și spargi alea. Pe care le pui în plus. Adevărat. Am căzut! Și m-am tot dus. Apoi dacă tot spai creativ, ar trebui să și zbor. Da, pot să zbor, da. Apasă de două ori space. Păi, pentru ce mă chinui? Ia uitați. Foxy Superman. Noi că l-ai pus greșit ăla acolo. Noi avem super puteri. Noi putem să zburăm. Mamă, păi nu mă mai chinui așa, știi? Nu mai fac. Da. Așa le termin repede. Băi, uite și abonații ce pompează ce patru acolo. Dar și pe creativ ca și mine. Cum se mișcă așa repede? Pa. Vezi că nu se pune prea să mai dăm și mie niște dovleci. Acum, stai. A rămas fără unde dovleci. Ești? Aici, ok. Nu pun, stai. Da. Dă-te, pune-te pe linia aia, că dacă nu se arunce pe jos. Crezi? Da. Ia, i-ai luat? Cred că i-ai aruncat jos, sau nu știu. Nu i-ai luat așa? Nu, s-au dus jos. S-au dus jos, vezi, de-aia zic. Pune-te și tu pe linia aia ca să-i arunce. Stai să fac cum ai zis tu. Stai că fac pe o platformă aici. Așa. Vezi că trebuie să-i pui mulți oricum, că nu o să le ajungă. Da, arunca-i acum. Poftim? Gata, i-am luat. Așa, stai să mai iau. Așa, de mai mult. Nu mă ține apăsat pe shift și tot apăs să clic așa și dă-le. Nu-i mai pune acolo, aruncă-i direct. Am de dat că... Sunt pe gratis astăzi. Astăzi avem dovlești pe de gratis. De mâine e pe bani. Gata, cred că îi ajung. Da, te ajung. Da, probabil. Adică nu o să ajungă pentru toate casele, dar... Nu, pentru toate casele, cred că o să strâmbească. Dar nu ți-am pus apeși când vrei să pui acolo. Dar odată apeși când o iei și atâta. Nu acolo, nu acolo, doar aici, pe prima linie poți să pui. A, ok. Nu bun. Da, vezi, spargi aia ce sunt plus acolo. Mă, uite, trebuie să greșit. Mamă, am început să amețesc așa la înălțime. Mamă, cum arată! Da, uite, vezi că mai e unul greșit acolo. Hai, Foxy, repară tot ce e greșit. Pa, pa. Așa, du-te mai sus. Mamă, poți zbura dacă... Pune-mi partea asta, dacă ai dat, pune-mi partea aia, știi? Așa, pune la asta în ea, vreau așa să se vadă da, și conturul. Da, exact. Ajunge până acolo. Basti mi-ngropă toată casa, cred că. Băi, Basti, nu toată casa, doar fațada. Aoleu, păstrează, păstrează dovlecii pentru celelalte. Păstrează dovlecii, gata, bani s-a Basti, Basti, eu pun toată casa. Basti mi-ngropă toată casa, mă, Basti, lasă așa. Acum faceți-o și pe partea asta. Acum terminați miopia mea, dar la restul nu le facem așa, că acolo îmbătrânim. Acolo la mine, acolo nu mai trebuie să mai pui așa. Că nu mai îți sparge și ăla din stânga. Aaa, da, am înțeles de ce. Mamă, ce-o făcut aici? Vezi, nu mă uite, mai ai aici. Și ăsta e inclus aici. Da, și mai ai încă unul greșit acolo, pe latura asta aici. Uite, două, pardon. Care? În partea alaltă. Uite acolo, vezi? Sus și jos. Ah, sus și jos. Chiar pe margine. Așa și mai unul mai jos. Da, zici că merg cu liftul. Nu ajută acolo să mă, faceți mi-a făcut aici. Da, și faceți numai fațada la restul, că așa da. O să treze 2000 de ani. Doar fațada. Mamă, uite ce repede construiesc ei, fii atent. Mari constructor. Da. Gata, până aici nu mai trebuia linia asta. Da, asta să se vadă conturul ăsta de la... Da, aia nu mai faceți, că nu mai trebuie. Negru, că iese așa în evidență. Bine! Bun, și acum mergeți la următorul. Da, hai că lăsați așa, că ajunge. Vreau doar fațadele să le fac. Nice! Bine! Ia uite cum arată! My God! Ca să tai un dovleac, deci ai făcut și ție un cadou. Da! Ca să zic așa. E Halloween! Așa, bun. Hai să mergem. Următoarea casă este a ta! Să eu facem pe-a lui Houdini! Am ea, aoleu. Dar tot așa... Eu am portale. Tot așa, doar fațada. Mamă. Deci nu-i mai face și zidul ăla care mi-i lăsat. Mamă. Dar noi să facem aici pe după... Deja e Halloween. La tine e Halloween, nu merge perfect, vezi? Da. Deja e Halloween la mine. Merge și cu crucea asta, la tine deja zici că ți-am făcut eu decorul ăsta. E pregătit bine, poți sparge aia după aceea, că nu o să poți face ea. Da. Așa, mă, cum construiește vulpița. Păi cum? Aici e lac de la găini, așa e Basti. S-a făcut
Basti până nu vin teroriștii. De la găinile alea leagă aici, Basti. E pe munții Basti, cred. Improbabil. Cu spațiu, cu spațiu, cu spațiu. Tot timpul le scriu legat, nu știu de ce. Păi n-au unele să scriu legat, de exemplu, când te pui pe creative, unele cu spațiu. Okay. De acolo mai avea încă una în plus, dar lasă pe spartă. Mă, las că construim noi aici. Doamne, dar ce cosă mare ai? Uite câtă fațadă. Ce credeai, Foxy? Uite câtă fațadă trebuie să-ți face. Dar tu ce credeai, că eu n-am casă mare sau ce? Credeai că eu am casă de aia minusculă? Adică ce vrei să zici? Casa mea e mică? Nu, Foxy, nu, Doamne ferește. Așa. Muncim, muncim cu spor. Mamă, uite și aici. Câte case? În total 5, nu? Nu, sau câte sunt multe. Mamă, îți dai seama câte... O stradă întreagă de case. Îți dai seama câte case trebuie să facem? Fațada? O să dureze 2 ani jumate. Bastiu a dormit acolo, lasă-l face. Nu poți să pui de el, pune în partea la... Un loc de el. E prea gras. E prea gras, Bastiu, da. De că m-am dus prea așa. Prea așa, prea așa. A, ieșea bine, Fox. Basti încă doarme. El a venit la muncă sau l-a adormit? Nu știu, văd că nu prea mă ajută el așa la... la cadou ăsta. Nu ajunge acolo. Așa mi se pare și mie. Mamă. S-a s-o dus în Nether. S-a dus în Nether în vizită, cred că. S-a dus în vis. Da, eu fost doar, cred că. L-am îngropat. L-am îngropat ca să puteți să le faceți acolo. Acum a ieșit. Deci când l-am îngropat a ieșit. Atunci s-a trezit. Bira, nu putea să stea mai mult îngropat. După aceea era și un Basti la noi în grădină. Da, că duci așa, ai morminte pe aici, ce ai de toate. Sau ce trebuie, Foxy, și ce nu trebuie. Doamne, dacă în alte case, uite cum se vede. Că în alte case ta. E adevărat? Hai că mai aveți ceva până gătați casa mea. Da, e... A, păi după aia până le gătați și pe celelalte. Vai de mine, dar multe sunt mari casele. Acolo nu mai pune, nu mai pune. A, de fapt, da. Am zis e că linia. Nu mai pune, ca să se vadă drăguț linie. Ai grijă să nu stai prea aproape că te duci în Nether. Mă duc și eu în vizită, ce să fac? Te duci în vizită în Nether. Cam așa ceva. Bine! Bine. Merge treaba, merge treaba. Merge, unde e? Basti, ce șomezi acolo? O ieșit la îngropat, a ieșit, adică mă rog, la îngropat Aida a ieșit și văd că tot ciomează. Da, nu prea muncește el așa. Da, când a văzut că la îngropat imediat a ieșit afară la lumină. Dar de munca nu-i prea place. Adevărat. Alo, mă auziți? Da, hai că... Ce șomezi acolo? Mi-am făcut și eu setările astea de la Discord că nu mergea să vorbesc deloc, nu știu de ce. Ah, înțeles. Așa se zice mai nou. Așa se zice mai nou când ai chef de muncă. Nu am chef, dar... Știi, da, știu, da, nu ai chef, am înțeles. Da, știu, n-ai chef, da. E lac de la găini, cu tine, și de asta. Ce zici? E lac de la găini, am înțeles. Ah, de la găini. Găinile. Care? Alea care le mănânc eu sau care? Da, găinile. De la care găinile? Mi-a pus o video, mi-a făcut două parte mie și lui Hodinii, nu una. Ma. Eu fac cadouri aici. Ce faci, Ida? Vrei să te îngropi și pe tine acolo? O să râd. Hodinii? Da. Crucea asta mă enervează pe mine că ai făcut de la mine. De ce las acolo? Că e de Halloween. E de Halloween, merge cu decorul. M-am îngropat aici. Cine? M-am îngropat aici, uite. Cine? Lavinia. Vine pe tine, ia să vedem, scrie acolo Basti? Uite. Ia dă să vedem. Ce scrie acolo? Ia dă-te. Dă-te de aici un pic. Acum. Acesta este mormântul tău. Aoleu. A, deci ia lui Basti. Eu am scăpat. Chiar că. Așa, bun. Nu, bun, ne-am terminat și la Hodini. Mamă, dar ce fain arată la tine. Te-ai băgat după gară. Să-ți arăt ceva ca să arăți și pe episod aici la Hodini. Auzi, ce ți-a făcut? Mamă, mi-a mie pus... nu mi-ai făcut Aida din ăsta. Mi-a pus un dobleac cu barbă. Să-mi pui și mie acolo. Foxy, haide după mine să-ți arăt ceva. Da, o secundă, numai un pic să-i dau pumpkin, că nu mai are. Ia-l pe-a meu și să mai îmi fac eu. Să mergem și la celelalte case.
La câte lince se îngropă balonul? Da! Da, nu știu dacă... Nu știu dacă putem. Poți să faci un pumpkin mare ia, de balon. Mai ai? Îngropați tot balonul. Mai vreți? Eu mai vreau. Ia. E gratis astăzi. Da, dă-le mai multe, dă-le mai multe. Vreau să... Foxy, vrei să mai pui niște pumpkin într-un loc secret care l-am făcut eu? Dar de ce să spun? Stai așa! Stai așa! Ia uite că vă dau aici cât vreți. Gata, nu mai am loc. Bine. Ia, Ida, dacă mai e. Vrei să ți-l arăt? Loc secret, auzi, mamă. Ai putea da pe alt episod, că acum facem chestia asta cu... Nu trebuie să ți-a apăsat pe șip, de-aia da. Da. Hai că avem multe de făcut, Basti, mi-e răs pe următoarele episoade. Mai putem mamă, face deci, chestia. Asta e la Cătălin, nu cu castelul ăsta, nu? Deci aici, la Cătălin, da, da, da. Dar îngropații, nu-i îngropa asta, tu te știi îngropa, e tot balonul, Foxy, de la înălțime. Balonul? Așa. Nu, da, haideți, el, haideți. Îl faci un pumpkin mare. Haideți la balon atunci. Știi? Îl faci de jur împrejur nu pumpkin. Dar nu pot să ajung decât de dacă construiesc. Nu lasă că ajung eu atunci. Că eu sunt aici. Că poți și tu. Construiește astea și după aceea îl strugem. Eu sunt curatul aici. Dacă nu îl lăsă un Cătălin, stai mai spate. E bine, bine. Nu îi sparte, nu îi sparte. Ups! Mă mare schelete acolo, nu îi sparte. Pune-i așa, așa în un rând ăla și pe el așa, exact. Opa! Lasă că își pune el înapoi. Așa, așa cum adă-i. Nu mai pune acolo, pune în continuare doar. Nu, așa din partea aia, sau așa. Pune și continuă, și în laterale, știi? Lui îl îngrope tot? Da, tot. Îl faci un bostan mare în loc de balon. Aici nu mai pun? Nu mai pun, nu. Pune doar în continuare, acolo la alea, știi? Aici? Stai, ți arăt o secundă. Nu știu ce vrei de la... Să-l faci un pătrat. Uite așa, îl lungește aici, știi? Și îl îngrope tot. Îl faci un pătrat. Te duci aici mai tare în laterală și îl faci un pătrat. O să fie un pumpkin mare în loc de balon. Aaa, ce tare! Deja am terminat aproape. Da? Uite cum face și Basti. Și îl faceți așa, un pumpkin mare în loc de balon. Îți dai seama ce tare o să se vadă? Da, o să se vadă de la înălțimea asta. Mă trebuie să te duci mai aproape puțin. Am zis că-s cam departe. Da, nu trebuie să umpli și spațiile alea goale, știi, că poți să faci doar marginea asta, știi? Nu trebuie să te mai chinezi, îi umpli tot. Mamă, eu să te duci așa, să continui, știi, până în laterale, ieși un pic în afară și după aceea ce te duci și îl faci pătrat. Mamă, ce tare o să fie. Deja arată super bine, ia uite. Da. E Halloween! Halloween! Păi trebuie să mergem. Aia zic că nu trebuie să umpli, trebuie să fii doar un părț, știi? Arată bine așa. Da, numai că pierzi timp dacă îl umpli, știi? Dacă trebuie să umpli tot. E forță. Forță, hai de Basti. Bagă și de acolo, pompează. Pompează, ai dat ce face? Aici dă vulmița. Mai muncește, ai dat. Da, sau? Noi muncim, uite-te. Uite, uite-i pe amul de acolo, uite. Mamă, eu sunt la înălțime aici. Lucrez pe macara? Nu, băi, noi nu lucrăm pe macara. Ia uite. Bă, dar iară l-au îngropat pe toate părțile. Păi da, pe toate părțile. Așa ai zis și tu? Da, ca să se vadă în aer de peste tot, știi? Ca să nu mai îngropați toată casa, care zid mult și dura 2 ani. Uh-huh. Așa ai îngropați doar balonul, știi? Dar ce drăguță să arate. Uite, putea să unești acolo jos, vezi? Uite aici pe lateral asta, trebuie să le unești astea. Acum trebuie să sărim. Da. Unește astea, uite, pe laterale, Foxy. Vezi, uite ce pe laterale e alb. Așa, exact. Alea, unește-le acolo. Au. Au căzut, Basti! Au căzut, Basti. Și s-a dus, și s-a tot dus. Așa, pune peste tot. Mamă, ce fain arată. Țăracu. Uite mai în spate puțin. Hai că nu mai pot să ies. Uite jos, întâi, stau așa. Ce fain, se vede balonul. Da. Și încă nici nu-i gata. Mai aveți. Și că stau pe mucă la trăcâinii mei. La trăcâinii. Funny. Eu vreau să-mi iau un husky Houdini. Da? Mamă.
Mamma mia. Se faci poză dacă le. Da. Bine, dar de unde le? De la vecinul? Da, de unde, de unde le? De la vecinul? Nu. De unde le? De la vecina. De la vecina? De la gagica? Nu. Ești de la gagica? Nu. Are și ei de la muschi. Ma, frumos. E fain, e fain, îmi place de numai. Și ce nume ai cui Houdini? Nu, mă gândesc. A, știu, Foxy. E aproape gata, e aproape gata. Mamă mia. Uai, de mine și de capul nostru. Ia uite cum arată. Uite. Mi-a mai balonul. Ia uite ce e aici. Ia uite. Mamă, cât văd în casă. Ia uite ce fain. A, uite mai acolo, pe latrana aia din stânga. Vezi acolo. Acum mă duc să fac. Uite aici, încă e albă aici. E bine acolo, dar uite și aici în partea asta. Mă, ce mișto e. Ai ideea dacă te arunci, vezi că mor, că și-am murit. Eu am super puteri, nu mor. De mai în spate, de mai în spate puțin. Mama mia, ce mișto arată, hopa. Nu am murit. Îți pare rău? Da. Cred că e gata. Nu e gata, hai. Am terminat cu balonul. Acum să distrugeți alea, știi? Urmă, ce mișto arată, ia să fac zi. Baguzi, dar dai peste geată în sus. Dai peste geată în sus, că ți-a părut cum e următorul. Nu, dar peste geată în sus. Mergem la ăla, vine și facem casa cu oi. A, da, ce... Ce are ceva mai mic? Ce cu chestia asta prin aer? N-am loc de ea să trec. Eu uite ce mișto arată și uite, Foxy, e da. Rip casa lui Lavinia. Ce, nu are? Nu. Păi, asta cu oi. Asta, hai, punem aici la oi. Da, faceți-o de jur împrejur. Asta o și facem repede. Că e mică. Da, da. E un ciup mai așa. Da, păi ca să ajungă până sus, probabil. Basti ne construiește așa rapid pe pilot automat. Poți să știi. Uite. Apuc și eu să pun ceva dacă e. Uite tu de bostan și ei pun 100. Au. Așa, bine. Haide, Foxy. Haide, Foxy. Haide, că mai ai numai 200 de case. Apăs că i-a pusat pe pământ. Mai apas o dată. Gata. Așa, bravo, gata. A, uite aici, mai trebuie reparat aici în față. Da, le-a spus de invers. Câte case mai avem de făcut oare? Multe. Mai aveți chiar multe. Buhu, zice Ida, buhu. A venit Halloween-ul, buhu. Buhu-hu. Nu? No? Mergem la următoarea casă? Da. Unde sunt ei? Unde sunteți? Aici, uite, nu știu. Tu te-ai la casa lui Nuci. A, uite, bandă aici la Costin. La Costin? Dar și el. Hai să-i îngropăm bebele. Îngropați-i bebele. Hai la bebe. Îngropați-l pe bebele Costin. Dar fă-l mai încoace. Nu, fă-l chiar pe laterală. Uite, în spate și pe acolo, la margine. Cum adică? Exact pe margine. Uite că încă sunt pe aici. Uite aici, exact la margine, fă-l. Păi vreau să-i fac forma la bebe, gen. Ah, forma la bebe? Da. Mamă. Asta nu m-am așteptat. Atunci, pe forma la bebe. Înțelegeam ce vrei. Eu cred că vrei să faci un zip. Nu, gen, facem cum e bebele. Ok. Bebe de Halloween. Da. Luăm forma bebelui. Bine, bine, deci, foarte bine. Între 8 de câini în Minecraft, mamă. Au ce ceva pe aici? Au da multe pisici și câini. Acolo nu trebuie, acolo nu trebuie. Oare? Unde e pus, da. Du-te pe laterală și uite-te. Du-te pe laterală. Nu trebuie aici. Ba, numai unul. Unul l-ai pus în plus. Deci trebuie să pui unul, după aia spațiu și unul pui mai sus. Și
ăla pe acolo, exact așa. Bravo. Bine. Așa, așa. Pune Basti, dar pune la căpățână. Îl îngropă Basti, ce de acolo. Mai ești Basti, de acolo, de acolo. Hei, mi-a strigat tot acolo. Mai sunt aici două de pus. Gata, uite că le pus. Și acolo unde a fost Basti. Nu, hai că le pun eu aici. No, săriți sau faceți ceva. Acolo, dar vezi că în partea arată nu-i bine, vezi? Ce nu-i bine? Păi nu arată bine bebelușul. Uite-te. Aici e ok, dar în partea arată nu e bine. Vezi, uite, acolo trebuie spart ăla. E gâtul. Așa. Uite, acum arată bine bebelușul. Da. Gata, am făcut și... O, da, și uitați, am un gaz. Am făcut un din ăsta, cum se zice? Un skin. Un skin, ia uite. Asta-s eu. Foxy bun pizza în Among Us. Da, hai să mergem la următoarea casă, care este... Ăsta-i nociv. Ăla-i nociv, da. Dar Dita mai căsoaia. Mamă, dar ce-i facem lui, care prea mult? Eu zic lui să-i facem intrarea asta, poarta. Vreți? A dormit. Faceți poarta. Bebe nociv, dar unde-i bebe nociv? Ah, pe bebe nociv, da, e înăuntru. E înăuntru? Da. Uite, intră pe acolo, pe unde ai spart portalul. Așa, și poți să te duci de pe aici și să ieși pe partea alaltă. Și unde-i bebe nocivul? În curte? Aici, eu l-am făcut, da. Merge repede, să nu... Aaaa, ajutor! Stare înapoi. Fire. Am ajuns? Unde trebuie? Nu știu unde te scos. Zboară și te înapoi, te scos la mine. Nu te duc acolo, zboară. Așa, și fugi în dreapta. Am ajuns. Uite-l acolo pe bebenocii, nu stânga, vezi? Am ajuns în hell, în iad. Uite aici, așa. Uite pe bebenocii. Bine, ce mai rămas din el, că e puțin cam horror, parcă din ce văd eu. Acum o să fie și mai horror după ce terminăm noi cu el. Alo, mă auziți? Da. Da, da. Nu știu de ce tot îmi face fițe Discord-ul. Nu știu de ce. Nu știm. Opa. Opa, trebuie să urc. Ma, uite ce pompează acolo, bă, uite ce pompează acolo, bagă. Haide, Foxy, bagă. Aici nu mai trebuie. Ba da, trebuie și acolo, peste tot. Asta trebuie lăsat, nu da, aici. Da, e bine. Acolo erau ochii. Păi erau, bine zis. Aaaa! Era intrat, ieși afară. Ajutor! Iară-te de la mine acolo, cred că. Ha, m-am întâlnit acum bine. Ha, m-am întâlnit la mine deodată. Am văzut cu ce se sparge mai repede dovlecii. Ce anume? Am aflat cu ce se sface mai repede. Cu toporul. Da, uite, zis Aida. L-ați terminat pe ăsta? Da, e gata, bebe nocivo. Hai să-l vedem. Acum, mai trebuie de crezut. Hai de ce că intră. Ajutor! Pe unde ies? Pe unde ai intrat? Nu mai știu. Tot prin asta. Foxy? Da. Îi facem un farsă și lui Brunetica? Păi, nu știu. Trebuie să-i pune și ei. Păi, ce drăguță e asta? Dar cine mai e pe aici? Cine mai e? Cui nu i-a făcut? Păi nu știu, asta cui? Al lui Pandalin, nu? Care e al lui Pandalin, nu? Da. Asta din dreapta asta și din stânga. Asta e al lui Lapadin și asta e al lui Brunecica. Ah, ok. Asta din pământ e al lui Lapadin? Da, e rip casa lui, că i-am transformat eu cu Lavina și cu tigru, i-am, în loc de lemn, am pus dirt. Am înțeles. Hai să-i facem fața, da, din partea asta lui. Uite aici, partea asta îi putem face. A, bine. Că e mai mic asta. Care are casă mică. Aici putem doar. Mai vrei? Stai că stau acum. Pluteam și eu. Nu mă prinde de picioare. Nu mă prins. Uite că mă prinde de picioare. Vreau să te tragă jos. Vreau să mă tragă jos. Stai așa, nu? Să stau. Poftim. Nu ăsta. Dădeam pământ. Poftim. Nu gustă mai meu. Mai dă-i, că oricum o să ajungă.
Mai delege jos câteva bucățele. Cred că așa, nu? Da, nu știu, nu. Așa, bine. Și face foc și acolo stack-ul și pregătește, uite-i dacă... Le-ai luat, nu? Le-a luat. Până asta e aproape gata. Eu dau și foc, uite, între timp. Da. Ai văzut de Foxy ce rapides? Da. Până i-am dat niște dovleacă, da, nu fost până, până aici merge, până sus, la dunga. Până la dunga asta, nu? De aici. Da, că după aceea vine pe lângă aia. Saban, uite, cu construit, ai dat așa pe lângă. Ah, dar arată ciudățe. Da, lasă așa, nu contează, uite, sparge tu numai acolo. Uite, asta sparge la. Acolo, mai... Nu aia. Ce vrei să sparg? Uite aici, așa. Nu acolo, nu, ăla așa, ăla. Atâta. Gata. Și te știu și până în continuare cum o pus să iei de aici. Ah, dacă tot merge și ea. Dacă tot a merge și ea. Ce ai zis? Eu mai am decât un stack de pumpkin atâta. Îți mai da. Păi am pus acolo jos. Cred că le-am luat aici pe toate. Da. Gata. Acolo și vezi că mai e un plus acolo. Aici. Nu bun. Da. Bine. Ajunge, nu? Da, ajunge, da. Lăsăm așa? Da. Am făcut la toată lumea? Mai lipsește cineva? Da, mai uite acolo. Brunețica. Hai să-i facem și ei atunci. Ce putem să-i facem ei? Ce are mai... Așa, uite aici. Căsuța asta. Tot. Dar și plantele astea. Avem loc? Putează, puneți nu contează, uite aici, așa. Puneți, da, pe primul, exact, așa. Mergeți pe primul rând. Și puneți până sub acoperiș, știi? Gata. Îi închideți tot? Descăpuiți-o pe morcovi. Izolăm aici. Mamă, te rapi, mai ești Basti. Gata. Uite cum bagă Basti. Aici mai trebuie. Uite acolo mai trebuie. Până sub acoperiș, știi? Nu, mă, nu te mai duc până pe acoperiș. Până aici. A, lasă așa, uite. Păi nu, că uite, s-a dus Basti până pe acoperiș. A, nu mai am, lasă să spargă și să fac așa. Au. Nu-i nimică dacă nu stricăt aici. Eu n-am făcut nimica. Hai că n-ai făcut nimica. Nu. Aici așa era. N-avem artor, nu. Așa, gata, te mai duci cu ultimul rând și gata, frate. După aia o să facem o priveliște la toate casele, să mergem să le vedem cum au ieșit. Să le văd pe noapte sau pe zi, cum crezi că arată mai fain? Nu știu. E cum plătești de asta. Pe noapte, da, îți mai creepy puțin parcă. Nu, să scos puțin meniu, ca să mă duc pe să... Pe F1. Așa? Da. Să mă duc. Uai, să le vizitez. Nu, no, eu am plecat la vizitare. Ia uite ce... Eu zici că e casa din asta de turtă dulce. Casa de vrăjitoare. Casa de vrăjitoare, așa? Da. Aici am făcut pe bebenocii, hai să-l vedem. Asta mi-a rămas din bebenocii. Așa, e să mai vizităm. Aici ai bebe Costin și... Ripca, să Houdini, nu mai avem. Da, adevărat. Așa, aici e la Lavinia. Sper că astăzi să spunem făcut fața, noi, da? Toate forțele. Așa, asta mi se pare cel mai tare aici la... Balonul lui Cătălin? Da, ce tare arată. A avut și Cătălin balon, dacă e. Ce tare arată. O zis că vreau să mai facă baloane din astea așa, că... Da. Uite cum arată lumea cu bostanii ăștia aici, uite. Lumea plină de bostani. Căsuța mea acolo plină de bostanei și ea a ta. Da, lumea. Mamă, ce tare. Mamă, dar ți-ai blindat-o cel mai bine. Păi, da, uite-te. Uite-te și tu, uite-te, știați tot de decor aici. Da. Mai bine fug până... Nu, că nu bubuie dacă ești pe creativ. Nu, dar dacă ești pe Survivor. Nu, sper să nu vine după mine. Nu, bun, atunci am adus să posez cu ei de sfârșit. Dacă tot stai aici. Unde sunteți veniți și voi la sfârșit? Da, ei nu pot, dar eu mă. A, înțeles. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut cadoul meu. Eu zic că e mai degrabă un cadou decât o farsă, da? Rămâne la latitudinea voastră dacă e farsă sau cadou. Eu zic că e cadou, așa? Da, e un cadou, plin de bostani. E frumos, e eu. Un cadou bostanos. Haideți cu like-urile. Da, haideți cu like-urile. Cu share-ul să vadă toți prietenii și subscribe. Nu uitați să vă abonați. Da, și Aida aparent s-a pierdut pe drum. Nu știu, eram 3 la început. Da, asta e rămas 2. Și un zombie acolo în spate, uite. Mă duc cu spatele la el.
Mă duc să facă masaj pe spate. Am vrut să facă masajul la spate. Aha, cum ați face masaj din ăsta cald, îți făcea masaj cald. Deci nu uitați de subscribe, vă pup să aveți o zi minunată ca și voi. Instagramul meu e foxy.insta. Pa, pa! Pa, pa!